ce naște, care trec în suferință. Ne rugăm ca în această după masă Domnul să se atingă de ei, Domnul să le dea vindecare. Iubiți, dragi surori, primul și primul lucru care aș vrea ca să o cerem de la Dumnezeu și să-i spunem Domnului, să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a făcut. Știm că am avut cazuri care, la care Domnul a lucrat, avem vindecări în biserică care Domnul a lucrat și a făcut vindecările, să cuvine ca noi să mulțumim în această rugăciune Domnului pentru treaba aceasta. Mai duceam și înainte de treaba asta, duceam și pe fratele Ghițar de Lean, înaintea Domnului, câtă vreme ne-am rugat biserica pentru el, știm că Domnul a lucrat și a dat vindecare, de aceea mulțumim Domnului pentru treaba aceasta. Îl avem pe fratele Tăruțu, care a făcut mărturie că Domnul s-a atins și l-a vindecat. Îi mulțumim Domnului pentru acești frați. Cei ce sunt, cei ce știu că Domnul a lucrat la cererile lor, la bolile lor, și vreau ca să spuie bisericii, ca biserica de aici se poate să-i anunță cu cea mai mare bucurie, noi primim ca să putem să-i mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne face. Știm, iubiți frați și surori, că dacă cerem ceva și vrem ca să venim să punem înaintea Domnului, vrem să punem de toată inima noastră, vrem ca noi, ca acei ce cerem pentru acel bolnav, Domnul să se îndure de el, ca prin credința care noi avem, prin puterea care Domnul ne-o dă, să-i facă Domnul vindecare. Frați și surori, știm destul de bine și de cele multe ori am văzut noi și ne mirăm de multe ori personal fiecare pentru noi, de ce Domnul nu lucrează la problemele noastre. Avem cereri puse înaintea Domnului, la care Domnul nu a lucrat. Avem curajul să spunem cine e vinovat? Noi, frați și surori, fiecare personal. Pentru că n-am avut credință destulă ca să putem cere de la Domnul treaba asta. Dacă noi avem credința de plin, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care vă și citit din el, dar fi credința voastră cât o bobă de muștar. A spune unghiul acesta, mută-te și el s-a mutat. Dar noi suntem vindecați, frați și surori. Noi suntem tratați de Domnul Iisus Hristos prin mila Lui, prin jertfa care El a depus-o la Golgota. O stat pe lemnul de durere din pricina păcatelor noastre. El vedează de la înălțimea celor pentru noi, pentru fiecare parte. Ne cunoaște și când ne culcăm și când ne sculăm. El e acel ce ne poartă de grijă. Dar ce se cuvine ca noi să-i mulțumim Domnului în această seară pentru treaba aceasta. Care El e alături de noi. Aș vrea ca să ducem bolnavii, după cum am spus, în rugăciunea aceasta. Și în mod special aș vrea ca să ne rugăm pentru fratele Mirce, în rugătorul bisericii noștri, care e bolnav, e bolnav. Ne-am rugat pentru el până acum și am spus Domnului de câte ori l-am cerut, și l-am chemat pe Domnul să se atingă de fratele Mirce. Noi l-am rugat pe Domnul, dar noi nu putem să-i poruncim Domnul. Domnul să facă după scumpă voia Lui. Frați și surori, în rugăciunea aceasta ar vrea să ne rugăm pentru toți bolnavii care sunt afișați aici. Ca Domnul să se atingă de ei. Domnul să ne dea vindecare. Azi dimineață n-am apucat să vin la ora de rugăciune, a zis-o că mă rog musafir. Ne rugăm și pentru băiatul cu sora atinsă, pentru Ghiță, ca Domnul să se atingă de el, să-i dea vindecare. Aș vrea ca să ducem în mod special pe sora Elină, frați și surori. Trece pentru o încercare puternică. Dar Domnul știți destul de bine, tăți aceia ce am făcut legământ cu Dumnezeu, că vrea să ne vadă credința noastră. Frați și surori, să știe ea, și să cunoști tu problemele tale, ce se va întâmpla și ce va veni în casa ta, e o mare durere. Dar eu cer de la Dumnezeu și spun Domnului, atinge-te, Doamne, de sora Irina. Și dă-i vindecare și trupește și sufletește. Are nevoie de Domnul și avem nevoie de Domnul, dă-ți, frate și surori. Rugăm pe Domnul ca să treacă pe la patul de spitalelor.
în lumea întreagă sunt oameni care stau pe patul de suferință. N-ar vrea ca să-l uit pe fratele Ilie. E pe patul de suferință acolo unde eu, în Germania. Ne rugăm pentru el ca Domnul să se atingă de rama piciorului. Domnul să-i dea vindecare. Avem pe cei ce stau pe patul spitalului, după cum am spus. Strigă după Dumnezeu. Au nevoie de vindecare de la Dumnezeu. De aceea noi mulțumim și îl rugăm pe Domnul. Noi nu-i poruncim la Domnul. Noi îi spunem, după cum am spus și spun întotdeauna, după cum, Doamne, Tu voiești, așa să lucrezi la inima fiecare în parte. De aceea v-aș ruga să ne rugăm, să ne ridicăm pe picioare și aș vrea ca să dau citire din Matei 17, versetul 20. Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestea, mută-te de aici, acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. De aceea, iubiți frați și surori, în această rugăciune să cerem de la Domnul să ne mărească credința. Amin. Să ne dea credință ca noi să știm și să credem cu da și amin că Domnul poate să facă vindecare. Noi să știm orice problemă punem înaintea Domnului, nu să stăm îndoiți, să zicem oare. Nu! Știu, Doamne, că Tu vei lucra. Și Domnul va lucra la ceea ce punem noi în fața Lui. De aceea mergem până în genunchiare înaintea Domnului și spunem toate cele amintite. Amin. Amin.